Salutare România, salutare YouTube, eu sunt Xali și bine v-am găsit la un nou episod din Escape from Tarkov, fraților. Înainte să începe episodul, v-aș ruga din suflet să dați și voi acolo un like, un share, un subscribe și un comentariu dacă vă place seria asta de Escape from Tarkov și dacă vreți să mai facem jocul ăsta, pentru că am văzut că există un pic de susținere acolo, nu este foarte multă, nu e ca la seriile de Ark sau la seria de Rust, dar totuși e ceva acolo, așa că dacă mai doriți jocurile jos pe canal, dați și voi acolo un like, un share, un subscribe. Bun, fraților, astăzi avem o grămadă de chestii în inventarul ăsta să mă bată tata, o grămadă, așa că astăzi o să dăm câteva ture de NPC ca să mai golim din inventarul ăsta. Eu sper să nu se întâmple treaba asta, dar Doamne ajută, vedem. Ground Zero, pentru că n-am învățat destul de bine o altă hartă și hai să vedem. Să intrăm tare în pâine. Nu știu, trebuia să mă fi uitat dacă mai am ceva task-uri de făcut, dar aia e, așa sunt eu tomberon la început, nu m-am uitat. Și hai să vedem, poate scoatem ceva. Avem un AK șmecheraș aici, l-am luat zilele trecute. Am bătut un băiat care era full gear, avea AK-ul ăsta și un SKS șmecheraș, dar SKS-ul l-am vândut pentru că îl țin degeaba și nu mă duc eu deocamdată cu AVP-uri de-astea pe harta asta, pe Ground Zero. Am învățat și harta custom, pe custom știu să joc. Știu, e mult spus, adică știu cât de cât ieșirile, dacă eu o să dăm și o tură de scav, îl dăm după asta dacă murim acum sau dacă ieșim, dăm cu scav, dăm o tură și pe ăla pe custom, da? Nu știu dacă am mâncat, nu știu dacă am, eu am intrat direct să mă bate, tata, nu știu dacă am gloanțe, hai că sunt profesionist dacă e, mă pricep băieți. Bă, băieți, hai că nu știu ce dracu are ăsta, că mi s-a închis jocul și acum... Văd că încerc să mă bagi din nou. Sper că nu mi-am pierdut toate astea. Să mă bată tata, că ar fi nasol. Nici măcar să nu fie... Ah, hai că n-am murit. Mamă, la calculatoare. Ba... Dacă a ajuns cineva înaintea mea... Auzi. Nu-i deschis, să fie bine. Bine, asta nu înseamnă neapărat că nu e cineva. Asta e full, ok. De obicei, băieți, închid ușa aici. O să fac și eu de data asta. Doamne ajută să nu fie nimeni aici. Nu-mi dau seama cât am fost APK. Hai. Dacă e cineva, un meci mai prost. Hai, că am ceva gloanțe, văd. Cum stau cu mâncarea? A, hai mă, că stăm bine, mă, băieți. Am crezut că m-am dus fără mâncare, fără astea, fără... Dar văd că avem. Everything is ok. Acolo, ce sunt cu aia astea? Țigări sau ce sunt? Pireu la grătar? Ce sunt astea? Luăm ăsta, bam. Dă-ne mă și nouă o placă video. Dă-ne mă și nouă jocule o placă video și promit că nu mai vreau altceva. Că le iau deocamdată. Deocamdată luăm ăsta tot. Ce am auzit? Cred că am auzit ceva, băi. Deja? Deja începe distracția? Dacă... Asta costă ceva bani. Cablu. Pare că niște cabluri de astea parcă aveam quest cu ele. Ia să vedem ceva, băieți, se afișează pe aici. Ia uzi-l. Ați auzit pe băia, nu? Cum s-a agitat el acolo. Cum e arma noastră, e pe single, ok? Nu vreau pe single, vreau pe auto, deocamdată. Ia zi băiatul, de unde? Fă cu mâna băiatul să te vedem. Haide, fă cu mâna să te trimit pe lumea ailaltă. Auzi, tomberoanele. Eu vreau să iau și tonul ăla de acolo. Bă, da, hai un pic mai repede. Nu stau aici 50 de milioane de ani. Avem mâncare pe aici, apă, ceva? A, uite că avem acolo ceva. Bine. Ca să știm măcar dacă ne permitem să stăm mai mult timp pe aici sau nu. Aia e important. Eps. Sunt bune astea că putem să facem trade cu ele. Da, o placă video, da. Cred că e greu, tata, să se spawneze aici la început plăci video și pireuri de-astea. Eu așa zic că e greu. Bun. Bă, că deocamdată nu se mai agită băieții pe afară. Ceea ce nu e neapărat bine. Cred că am ieșit la Emericom acolo, la Unicredit. Sigur, 100.000 am acolo. Bun. Mamă, trebuie să creștem în level, tata, mai repede că... Uitați-vă și voi cât de repede, cât de greu căutăm în chestiile astea. Euro. Euro, dolar și lei. Câți am găsit? 75 de euro aici. Bun, tată. Broken LCD. Nu știu ce fac cu astea momentan. Trebuie să mai verificăm intrarea aia odată. Să nu-și facă apariția vreun...
Vrem băiat stilat elegant pe aici. Că deocamdată nu. Deocamdată nu. Aici am luptat, ok, bun. Am jucat off camera și... am pilit vreo 3 băieți cu mitraliera aia. M-a bate tata, vezi că e prea pe mitraliera aia. Dar e riscant să stai acolo. Aia e marea problemă. E riscant rău să stai acolo. Poți să-ți iei căpău stilat elegant. Cabluri de-astea că o să-mi trebuiască. Obtine niște vitamine acolo jos. Să le iau pe alea, că și alea costă ceva. Bă, dar futu-ți capsurile, măti, că numai de-astea îmi dai. Ce să arunc eu acum? Bă, uite, arunc țigările astea și că nu-mi trebuiesc. Pe eu astea, bun. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Ea prindă căprioare. Ok, e prindă pireul la grătar momentan. Momentan nu e nimica. Nimeni nu se agită, nimeni nu se bate. E liniștea dinaintea furtunii. O să mai zăbovim câteva momente pe aici, că sincer să fiu, nu mă prea grăbesc. Am aproape inventarul full. Dar aș pleca și câteva capete după mine. Iauzi, iauzi. Iauzi, iauzi, băieții. Pușcă popcornul. Iauzi popcornul. Dar după cine trage, că nu-mi dau seama. Oricum e un pic cam departe de mine. Iauzi, iauzi. Iauzi. E departe, e departe. E undeva în zona aia acolo. Se agită cineva pe aici? Se arată cineva? Măcar un schef, 2, 3, 4, 5. Să pilim și noi ceva tura asta. Iauzi, iauzi, iauzi. De unde trage băiatul ăsta? Uite-o. A fugit. Fătos, nația, măi, să te astup. A fugit. A încercat să se ducă în zona aia și a început să tragă sniperii după el. Dar s-a dus să scape, să... Ah, ce l-am scăpat pe băiatul ăsta. Mă, bate, tata, ce l-am scăpat. Dar cum a trecut coaie fără să-l văd? Hello, motherfucker? Cum a trecut băiatul ăla fără să-l văd eu? Fără să-l vadă lunetistul din umbră. Eu când pun ochii în lunetă, curăs tot de pe planetă. Zise un mare poet. Te cui pui coaiele pe piept. Doamne ajută. Eberico, mă, ce că poindă-tă. Dar nu vin băieți încoace. Deocamdată, toată lumea e liniștită. Toată lumea. Nu au apărut schevii, cât mai e? Oho, 34 de minute mai au până apar schevii, tată. Mai durează, bă, da. Sincer să fiu, nu m-aș duce în direcția aia deocamdată. Uite-l, l-am văzut. Hai băiatul, fă cu mâna. Dacă... deci l-ați văzut și voi, da? E acolo undeva. Dar stai că nu mai pot să mai... își pierde asta concentrarea sau nu știu ce pare mea. Uite-mă așa câte un pic, doar să vedem dacă se mișcă. Ia uite, l-am văzut iar. Ah, mamă, ce prost stau aici. Mamă, ce căpău mi-au eu aici. De toți banii mi-au căpău băieți aici. Aici ar trebui să vină băiatul ăla. Băiatul, ți-ai scăpat castravetele pe jos. Așa o să-i zic. Am auzit pe cineva care urcă aici sus? Nu mi s-a părut. Sincer să fiu, nu cred că mi s-a părut. Ia stai să mă duc eu. Acolo am văzut ceva. Stai să verific ușa aia că... Bă, nu mă, se trage, mă. Se trage în direcția aia. Cred că vine vreun băiat să se... să se arate pe aici. Aia am crezut, tată. Wow, wow, wow! Alo, băiatul, dai un pic să discutăm despre treaba asta. Ai tras în mine. Încearcă să urce sus aici? E posibil. Wow, 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 mamă, ce-a dat țăranul. Da, încearcă să urce. M-a nimerit? Oh, nu m-a nimerit, doar m-a speriat. Mamă, dar ce m-a speriat să mă bată tata. Mă, urci sau ce faci? Urcă ăsta sau ce face? Laud, laud, laud. Urcă, urcă. Mamă, dar ce mă enervează scopul ăsta? Ia auzi-l. Hai, băiatul. Culcat, alo. Unde te crezi aici, băiatul? De ce facem noi aici? Avem un pic cam mult tupeu? Să intrăm așa peste maestru Xali? Alo, tati. Vezi că ți-ai scăpat obrazul jos. De ce facem noi aici, tată? Opa.
tu la ce ai venit, băiatul? Ai venit și tu la petrecere aici, este? Bă, dar ce v-ați mulțit așa, băieți? Băieți, stați un pic. Ce facem noi aici? Bă, tata, cum au venit băieții aici la... Au venit și ei la petrecere, la pisica mea, o miau. El a venit cu shotgun, nu a venit el. Dă-i bă, trup la asta. Și astea mi-ar trebui, că sunt bune, de la cos. La mine nas? Acolo. Bă, ăsta mi-a aruncat pe jos încărcătorul. Fă-toți încărcătorul, mate, să-ți astop. Stați așa, băieți. Dăm discard la unde ăsta și luăm încărcătorul sau înapoi. Vă dăm încărcătorul cu toți. Hai să-l vedem pe băiatul ăsta, ce deținea el. De-a venit el așa agresiv pe mine. A venit el tata așa agresiv pe mine. Dar el nu știa că eu sunt profesionist. El nu știa tata că eu sunt profesionist. Eu execut. Eu nu stau la discuții. Mai așteptăm, mai așteptăm. Poate mai bușim vreun fraier 2. Hai tu la locul nostru aici. Hai tu la locul nostru, tată. Nu mai veniți băieți să mă pușați. Nu v-ar fi rușine un pic așa la obraz? Bă, dar cum stau cu mâncarea și cu astea? Bine, bine. Oarecum. Am ceva de mâncat. Pireul la grătar de ăsta. Hai să-l băgăm. Bun. Mai am ceva de băut acolo. E bine. Hai să mai vedem niște tomberoane. Bună ziua, domnilor tomberoane. Pe unde mai sunteți? Unde mai sunteți, băieți? Dar ce a venit ăla coaie? Mamă, dar m-a speriat. Vezi că a tras după mine și atunci m-a încăcat un pic pe mine, sincer să fiu. Zic că mă extermină. Da. Bine, eu sunt și profesionist, bă, băieți. Uite-l. Bă, dar am început să-i văd coaie, cum am început să văd în jocul ăsta să mă bată tata. Am început să devin profesionist, băieți. Sunt profesionist, dacă e. Ăla de acolo s-a dus spre Emercom. În direcția aia va trebui să mergem și noi, cât de curând. Hai că mergem dacă e. Aș vrea să mai iau vreo unu, doi de ăștia cu mine. Sau să ne punem în mișcare. Aș mai sta un pic aici. Că imediat, parcă presimt eu că-și fac apariția niște fetițe pe aici. Și vreau să le dăm cu pulana în cap. Văd ceva acolo? Mai doar imaginația mea bolnavă. Mai era ok dacă aveam ieșire aici. Da, de unde atâta noroc? Ar fi fost prea frumos, prea ca la țară. Bă, dar toată lumea iese pe partea alaltă, nimeni nu vine pe aici? Aici nu avem băieți care trebuie să iasă? Pe unde iese toată lumea? La mine, prin asta. Opa! Iauzi. Eu știu unde stă băiatul ăla, dar nu știu dacă pot să-l contrazic cu ceva. Iauzi. Deci băiatul stă în clădirea din fața mea, uite aici. Am văzut ceva acolo, dar n-am văzut. Deci aici în clădirea din fața mea, ori la restaurant acolo sus, nu pot eu să-l văd aici, că dacă îl vedeam de aici, îl executam. Dar de aici nu se vede. Ori dacă nu, stă la geamurile alea pe scări. Și cred că cel mai sigur acolo stă băiatul. Iauzi. Nu știu cu cine se bate, că asta nu înțeleg. E bine că i-am spus prieten pe armă și nu m-a auzit că m-am bătut cu tomberoanele alea două. Dar o să trebuiască să părăsească și el zona aia de acolo. Dar nu poate să stea în vecii vecilor la mine acolo. Problema e că se face noapte pe hartă și asta... Dai jos, băiat. Mort. Atât am vrut. Problema e că am tras cam multe gloanțe după... Terminatul ăla. Cred că m-am și desconspirat un pic. Ăla era un schev oricum. Dacă era player nu stătea el pe loc atâta să trag eu în el. Nu stătea el să trag eu cu pireu. Piu. Aproape jumătate, bun. Bă, eu am gloanțe să mai încarc încărcătorul ăsta? Da, cred că am. Băgăm gloanțe să facem refull-ul. Așa și mutăm SD-ul ăsta jos ca să facem rost de să facem loc la încărcător acolo. Că dacă e să trebuiască să încărcăm, să nu ne arunce încărcătorul pe jos. Bună ziua, nu înjurați. Ăla o să mă aștepte pe mine. Ori, acum eu cu ăla e cine cedează primul. Aia e problema, că ori mă duc eu peste el, ori vine el peste mine. Și sincer să fiu, nu știu care ar fi cea mai bună variantă. Cea mai bună variantă ar fi să ne vedem fiecare de treaba lui. Numai că e puțin probabil să se întâmple asta. Așa că... Destinele noastre se vor uni la un moment dat și sper ca eu să-i fut un mare glonț în cap. Abate, tata, dacă nu Eminescu sunt. Eminescu când avea pojar. Băieți, cred că trebuie să mă pun în mișcare eu, băieți. Nu vreau asta, dar trebuie. Da, hai da. Poate mă așteaptă tomberonul ăla acolo ca să vedeți distracția dreacu ce se întâmplă după aia. Am mai pățit eu odată treaba asta. Bă, e pe auto? Bă, dă-i pe auto, coaie. Am, ia uite așa, am culcat pe băiatul ăsta aici.
Ce ai făcut, băiatul? Cred că ți-ai scăpat cascheta. Acum ăla trebuie să vină spre mine, aici spre Nagasaki. Cum dracu îi zic, Naga căcat, că nu mai știu cum îi zice la asta. Nakagami, așa. Sau are ieșire tot spre Emercom. Nu știu ce să zic. Opa, am auzit pași lângă mine aici. Mamă, ce mă risc eu, băieți. A venit noaptea. Tot noaptea, mătii, să-ți astup. Eu, sincer să fiu, nu prea diclez bine noaptea. Îmi vine noaptea. Nu diclez bine, da, da, da. Mai știu pe unde trebuie să iau ca să... să evităm cât de cât aglomerația. Pe aici, mi se pare. Asta aici, în clădirea asta e, ca să știți. În caz că vreți să aflați unde e băiatul ăla. Păcat diclit pe cineva aici. Ăsta e diclit sau e căzut la meserie? La meserie, la datorie. Asta e diclit băiatul ăsta. Are grenadă. Ce să fac eu acum? Auzi-l. Luăm o grenadă de asta, că niciodată nu poți să știi. Când ai nevoie în viața asta de o grenadă. În auto. Auzi-l. Laud, laud. Cum fac eu, băieți, că stai aici? Cred că cel mai bine ar fi să-l aștept eu pe el. Auzi-l. Auzi-l pe pisica mea, cum se mișcă. Nu o să mai pun muzică, tomberoanelor, că m-ați certat în comentarii că am pus muzică și că voi nu auziți. De parcă e important e să auziți voi, nu eu. Stai sus aici, coaie. E sus. Deasupra mea. Eu o să iau frumos pe aici. Ca să nu mă cer cu el. Ăsta e cel mai indicat lucru. Când nu știi pe cineva unde e, îl ocolești. E în spatele meu acum. Totuși în liniște, liniște, tată. Ne evacuăm, ne sustragem în liniște de aici, da? Nu facem gălăgie, nu agităm lucrurile de pomană. Opa. Ar putea să fie și aici sus la restaurant. Oricum, e sus. Asta știu sigur că e sus. A, ușa e închisă, o să mă audă când deschid ușa aia. La rec, poate să mă vadă aici. Dacă nu s-a arătat, nu s-a arătat. Înseamnă că nici el nu vrea să se bată. Hai să ne sustragem ușor așa. Ușor, stil elegant. Mamă, ce întuneric e să mă bată, tata. Exali, știu că poți să ne dai lala la toți. Opa. Mamă, de... de apare unul acum aici, direct în far, băieți. Eu știu că voi nu mai vedeți nimica pe YouTube acolo, dar nici eu nu mai văd foarte multe. Așa că o să încerc să mă sustrag. Ușa e deschisă aici, poarta de fapt. Sau? Aba, nu e deschisă. Aba, da, ba, da, ba, da. Mamă, coaie, nici n-am văzut poarta aia, că e deschisă sau nu. Ioi, dă-stă unul și mă campează acum aici. La ieșire. Am belit pulana. Am belit pulana, băieți, dacă stă să mă campeze. Ceea ce poate fi destul de probabil să se întâmple. Să stea un băiat aici stilat elegant și să-mi dea lala fix când eu vreau să scap. Uai, dar ce tuneric s-a făcut. De obicei aici campează jegoșii. Ori aici am boscheții ăștia. Eu nu văd nimic acum, sunteți nebuni. Eu nu văd fucking nimic. Ala halbar. Ala halvar, băieți. Aleargă, tomberonule, aleargă! Alergarea e mort. Am, nu mort. Băi! Băi! Cum face Miluț? Am ieșit. Am ieșit, mamă, coaie, ce nașpa ai noaptea pe harta asta să mă bată, tata. Bă, bun. Tură decentă, zic eu. Au, te-am bătut 3 schevi. Dintre care unul era skill player, 100.000, al doilea nu știu ce să zic despre el, am făcut și level. Am făcut level 9, facem treaba cu viața. Și acum, băieți, să vedem ce bunătățuri am adus noi acasă. Bine, nu prea multe, că
Am adus o grămadă de chestii de-astea neinteresante. Cabluri, check-uri, make-uri de-astea. De le băgăm în cutie. A, dar stați bă, băieți, că voi stați să vă arăt așa ceva. Stați să vă arăt ceva, băieții mei. Caracter aici să vă arăt. Ia uitați cutia asta nebună. Cine a făcut milionul, a? Cine a făcut, băieți, milionul? Xali? Doamne ajută, Xali, ai făcut milionul, tomberonule. Am pe toate și le băgăm aici. Astea o să avem nevoie de ele. Mai facem un trade, mai facem un pireu, mai facem un alta. Bă, ăsta nu mai are spațiu? Ma, ba da, mai are, mare. Și bam. Mamă, câte de-astea am de băgat aici. Sunt bune astea că o să ne trebuiască din ce în ce mai mult toate nebunile astea pe care le punem aici. O să vedeți voi de ce. Bă, e full? Mamă, e full aici, ești nebun? Ioi! Yo, și iară, uite că e full și aici. Mamă, am făcut full și aici, băieți. Ce facem noi acum, în situația asta, dacă avem full peste tot? Ar trebui să mai vindem din chestii, mamă, dar ce... Mi s-a urcat adrenalina la cap. Avem și ăsta, cum îi zice, portofel. Oh, uite, avem ceva bănuți. Mai avem 459.000 ruble, avem 534 de dolari și 304 euro. Stăm bine la categoria bănet și totul este cât de cât ok. Bă, asta o să las aici, bă, ce... Naiba avem noi aici de care nu, de care ne putem debarasa. Stai așa că am văzut că hideout aici se întâmplă ceva lucruri. Am făcut level și de aia, cred că ne-am mai eliberat ceva și putem să mai facem aici o schemă, ia să vedem dacă putem. Hai mami, ia uite ne. Aha. Asta ne dă ceva? Mamă, 50.000 de ruble, îl construim. Fii atent că cred că puteam să ne ducem și la level 2 chiar. A, deci asta și cu astea sau ce? Aici nu știu, dacă vreți să-mi spuneți ce se întâmplă acolo, aș aprecia foarte tare. Trebuie să o ducem și la level 2? Nu chiar. Construction time în 2 ore, bun, perfect. Și ce mai avem noi pe aici? Creu la grătar, ia astea, pentru astea sigur ne mai trebuiesc o grămadă de chestii, da, mai trebuiesc. Așa și aici. Aici putem să ducem... A, ne mai trebuie o baterie. Coaie, dar n-am făcut niciodată... Deocamdată rost de bateria aia. O să facem rost și de baterie. Așa, am făcut un pic de loc, cred că pe aici, nu? Da, am făcut. Hai să mai băgăm niște de-astea. Mai avem de băgat. Și capsulele astea. Și astea. Asta ce e, coaie? Vaselină. Mi-o bag în cur. Nu-i bine să-ți bagi vaselină în cur, că ajungi să fii pe partea elaltă după aia. Bun, astea le lăsăm aici, bă, trebuie să ne mai luăm mod asta la noi, ești nebun. Tot e bine, hai să băgăm un pic de mâncare. Dăm use la asta. Și apă, apă avem și noi pe aici. Mamă, nu sunt cola, vreau apiță. Am apă? Mă, tată, bă, zic că am apă. Bă, tata, dacă am, uite, am aici. Dău, use-ul. Bun, 100%, perfect. Bun, oh, bă, vedeți că a fost o tură destul de bună. N-am să mint, a fost o tură destul de bună. Am luat câteva chestii. Nu foarte multe, dar am luat, am dat și upgrade la bază, am mai făcut câte una alta, e bine. Hai să dăm o tură cu schevul pe custom, aici custom. Yo, la 10 dimineața să mergem, let's go, let's do it! Bun băieți, hai că sunt curios ce o să aibă schevul ăsta pe el, văd că deocamdată avem un bolt ăsta, nu? Parcă ăsta e bolt sau e pârâi? Nu, e bolt, nu cred că e pârâitoare de aia. Din câte am înțeles, pe schev poate să-ți dea o grămadă de chestii bune de la început, adică poate să spamneze schev cu chestii șmechere în inventar. Am primit odată un schev cu 50.000 de ruble în inventar, dar am murit ca retardul, că te și în jocul ăsta mai și mori. Bine, am murit prostește, era unul, aici pe custom, la The Dorms. Era unul mă campa sub scară, ești nebun? Nu știu dacă era skip sau player, dar el mă campa sub scară. Atât a putut el, ce să-i ceri. Hai, a venit, ne-a dat-o, a mâncat pireu și la revedere. Hai da că se pregătește. Bă, vedeți că am avut noroc tura trecută, că puteam să murim la faza aia acolo, când ne-a scos din joc. Ia ce avem în inventar. Ah, pireu la grătar. Avem asta care e bună. Și cam atâta. În afară de aia nu prea avem nimic interesant. Dar, practic, pe noi ne interesează loot-ul. Așa că o să mergem să încercăm să scoatem un loot destul de bun și cu schevul ăsta. Auzim ceva pe aici? Bună ziua, nu jurați? N-a fost nimeni aici? Bă, dar ce întuneric e aici să mă bată, tata. Ce-i cu întunericul ăsta? Coaie! La mine n-a să vină cineva să mă sperie aici.
Să iasă vreun player de aici, din boscheții ăștia, că tot m-am căcat pe mine. Hai, dă, do something. Bun, bun, I like it. Mamă, dacă bagă-l aici, asta e el, asta e el. Asta luăm tot, băieți, tot. Nimica nu ratăm. Că de asta e tură de schev. Schev e să-ți faci bani cu el. Asta te interesează cu schevul, să facem bănuții stilate elegant. Asta ce? Nu știu ce sunt astea, de le iau. Am zis, iau tot, că de ce nu? Vom vedea după aia dacă costă ceva sau nu. Abia aștept să facem level 15, să se poată să ne deblocheze marketul. Pentru că am văzut niște chestii pe market acolo, sunt un... am auzit pași. Sper să fie schev. Da, e schev. Mamă, ce mai speriat, fătute în gură să te astup. Fătut schevul, mătii, să te astup, ce mai speriat. Bă, tata, uitați-l pe ăsta, Marian motociclistul. Tu te în aripă, unde avem ieșire? A, schev checkpoint. Știu unde este, e bun, e bine. Mamă, dar ce m-a speriat ăsta, coaie. Vezi că fac infart aici. Bă, băi, cineva decedat aici? De unde l-ai găsit băiatul? Hello, man. Eu ce ochelari și mecherași. Bă, ăsta-i schev player sau e bot? Bă, pare bot, vorbeai cu boți, ce pana mea. Asta mă interesează, restul nimic. M-a ajuns să vorbesc cu boții, băieți. Îmi ajută Alexandru. Bomberonule. Trage cineva, iauzi-l. În partea aia acolo trage. Bine, poate să fie și în altă parte, poate să fie... Ia să mă las eu în jos așa, ca să nu... Să nu cumva să-i treacă la vreun băiat ceva prin cap. Problema este că aici avem mai puțin timp ca pe... Ia uite coaie, se blochează în ușă. Mă bată, tata. Avem mai puțin timp ca pe Mercom, așa că trebuie să ne mișcăm. Aici nu prea e timp de pierdut, sincer să fiu. Dar nu că trebuie decât să o spargem. Probabil există chei și pentru prostiile astea, că nu e nimica pe masa asta. Aici nici aici nu e nimica. Sigur există chei pentru astea. Mama, aici campează băieții. Uite, și pe aici stau băieții și campează. Uite, sunt retarzi care stau, uite aici, așa. Uite aici așa, pac, vine, pac, te-a omorât. Coai, cum să stai aici, ești nebun? Dar ce pana mea, dă-ți delete la viață în pana mea dacă stai ca pândarul acolo. Nu mai stai, coai, de ce ți-ai dat bani pe jocul ăsta ca să stai ca pândarul? Nu vrei să te joci, nu vrei să simți și tu experiența jocului. Uite, mai sunt pe partea alta care stau în boscheți. Și ei sunt playeri, ei sunt șmecheri. Uite, pur și simplu, în boschetele ăla de acolo, uite în boschetele ăla din fața mea. De două ori am murit, cum stăteau viermi, uite acolo stăteau viermi. Pentru că pe aici. E exit pentru playeri, pentru PMC-uri. Și stau jigoși și stau la pândă. Așa e, dacă atâta pot. Oh, mamă, ce m-a speriat de stâlpul ăla. Doamne ajută, Alexandru. Bă, schev. Mamă, ce m-a speriat de tine, schevule. Schevule, dați ajmenta să te astup. Dacă ăsta e schev player și vine din partea asta, e posibil să fie lutat aici unde vreau eu să mă duc. Dar merită să ne încercăm norocul. Merită să ne încercăm norocul, că ce avem de pierdut până la urmă? Prea multe, nu? Uite acolo în față, la dormitoare. La dormitoare. Ia să vedem dacă băiatul nostru a lutat aici. Oh, n-a lutat aici. Am zis, tot luăm. Ho, SKS-ul elegant, stilat, parfumat. În ghiozdan eu l-am sustras. L-am băgat ca să rimeze. Ia uitați-vă la mine, că sunt plin de multe rime. Cam ne ajută. Ia uzi, opa, pe aici avem playeri. Ăla după mine trage? Ia să intru eu aici, că părea că trage după mine. Să închide omul. Bună ziua! Așa, tata, închidem noi ușa asta ca să nu avem... Nu trăgea după mine, trăgea după altcineva. Ok, deci aici în fața blocului ar trebui să fie... Să se fi dat o bătălie pentru zona asta. Deocamdată văd că nu... Uite, ia uitați! Ia uitați aici! Da, bună ziua, eu sunt Schevul Marian și am venit să fac curățenie. Ce aveți dumneavoastră pe aici? Asta nu pot să-l iau? Nu pot. Fuck me. Bă, da, ăștia au lutat tot. Bine, dacă a fost și schevul ăla, e posibil să nu mai găsesc nimic pe aici. Bună ziua, nu înjurați. Și ăsta e... Și ăsta e golit? Bine, și ăsta e tot schev. Mamă, coaie, dar vezi că sunt goliți, băieți. Ce v-am zis? Nu. Discard. Take me this. Give me. Așa, asta ar trebui să fie mai scumpă, dar să vedem dacă are... Dacă are și gloanțe pentru ea. Are. Discard. Trebuie să-mi pun tastă cu aia ca să pot să... Să nu se mai întâmple treaba asta. Bun.
Măcar și un ghiozdar mai mare ca al meu. Bravo, băiatul, bravo. Bravo, băiatul. Ia uitați, bă, băiatul meu, cum are el ghiozdanel mai mare ca al meu. Numai că nu știu unde pana mea pun eu ăsta. Așa, ăsta aici. Și încărcătorul ăsta e pentru ăsta? Bun, dă-i discard la asta. Bag ghiozdanelul aici, perfect. Ia să vedem, avem ceva glanț în asta? E bun, nearly full. Bun, bun, bun. Ia că asta e mai mare? Mai e mai mare. Și asta tot asta. Bă, dar asta e pentru... Uite, mi sunt incompatibile. Bă, dă-i bă drop la asta. Dă-i tată, drop tată. Așa, perfect. Mai au mai aruncat băieții ceva jos pe aici. Bă, că sunt unii jegoși care iau și aruncă itemele. Gen să nu le mai poată lua nimeni. Știi? Și le aruncă pe aici. De ușa asta putem să deschidem. Bună ziua! Este cineva aici? Vă rog să nu, să nu fie nimeni. Apreciez foarte mult faptul că nu este nimeni. Branch, nu vreau să-l rup. Nu vreau să agităm lucrurile pe aici prin zonă. Eu sunt doar femeia de serviciu. Am venit să curăț după dumneavoastră. Vă rog, dacă ați făcut mizerie pe aici și v-ați omorât ca nesimțiții, eu am venit să curăț. E filtru. Eu sunt femeia de serviciu. Supresorul ăsta arată bine. Dar nu știu să arunc. E mare mea problemă acum. Ăsta nu știu ce e, ăsta mai bine l-arunc. Aici avem ceva, pireu marianic. Bună ziua, bună ziua, înjurați. Coai, dar ce întunericul ăsta să mă bată, tata? Am umplat eu la setări și am făcut un întuneric. Trebuie să revenim la setările din fabrică, că e prea întuneric, coai, ești nebun. Nu-mi place întunericul ăsta. Nu! Fătă-s prostul, matii! A, că dacă e cineva pe aici, am auzit toată harta. Eu dau cu picioare, nu și șmecher. Uite, vezi? Asta care scrie branch, nu dai branch că vin băieții și te execută după aia. Perfect, nimic, nimic. Ce aici nu-i nimic, nu-i nimica. Bun, hai să mergem mai jos un etaj. E posibil și jos să mai găsim tomberoane care s-au executat. Aici nu mai are rost să mai mă duc, coborâm mai jos. Asta cum e? Pe single? Nu vreau single. Așa, full auto. Cu asta putem să prăjim ceva, fraieri. Ia să vedem. Mai sus. Nu s-au bătut? Bună ziua, v-ați bătut și aici mai sus? Aici nu. Acolo nu. Bine. Oho, mai avem 9 minute. Trebuie să ne și să tragem din această zonă stilată elegantă. Dar înainte de asta vreau să vedem pe aici pe jos dacă s-au bătut băieții. Bună ziua, v-ați bătut pe aici? V-ați bătut, ați fost niște copii foarte convinți. De ce nu v-ați bătut, bă, tomberoanilor? Veneam și eu cu aia să iau și eu câte ceva după voi. Mergem și în clădirea asta la altă să vedem dacă s-au bătut băieții. Și după ne-o luăm ușor la la spre ieșire. Bună ziua! Bună ziua, e cineva acasă? Ia să vedem ce găsim aici. Am alt supresor. Pua! Ce e aici, coaie? Mută astea sus, ia supresorul ăsta. Astea știu sigur că o să coste bani. M-a speriat să mă bat. Hai să vedem și aici. Asta și atâta și o tirăm. Oops, I did it again. Nu știu ce să arunc. Ochelarii ăștia dă-i și morților. Asta o luăm, că ne trebuie. Uite, au deschis băieții și aici, tată. Ceva interesant. Oricum, dacă a fost ceva interesant, a dispărut de aici. Ia auzi. Ia auzi, băieții, cum se bat. Haida, haida. Gata, 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 că ce e prea mult nu-i santal de pere. Ia, hai să ne tirăm noi de aici. Hai să ne tirăm noi de aici, tată. Sunt 8 minute, tată, și nu vreau să mor pe aici. Mai avem un punct de trecut pe aici care e riscant. E benzinăria. La benzinărie aici și aici se cam execută băieții. Și mai avem un punct unde băieții stau la pândă. O să vă arăt și punctul ăla unde stau băieții la pândă. De stau jegoși, cum mai bine se zică, bă, nu vreau să le zic băieți. Niște jegoși. Niște tomberoane. Haide, haide. Ăștia care stau așa prin zone de astea așa sunt niște tomberoane, nu vreau să le zic băieți. Niște tomberoane jegoase. Care merită să moară. Ăștia care stau așa la pândă merită să-i apuce diarea în momentul ăla când sunt în pat cu cea mai bună femeie din viața lor, să-i apuce diarea. Bă, da, diarea de-aia, coaie, să nu pot să-l rupă în două stomacul. Asta merită jegoșii ăștia care stau la pândă aici. Uite aici așa. Uite aici stau jegoșii. Uite aici stau. Uite aici. Bam, și pândesc benzinăria aia. Bam, stau cu sniperul. Sau stau cu sniperul aici. Și uite, îi pândesc pe băieții ăștia care încearcă să iasă pe aici. Ăla sper că nu-i player, nu? Ăla-i player, ești nebun? Bă, ăla-i player, mă? Ia, hai să mergem noi un pic mai repede. Poate-l și executăm dacă e player. Dar pare să fie schev. Nu pare player, sincer să fiu. Hai să vedem că aici sunt schevi o grămadă.
Uite aici. Nu știu dacă e chef sau player. Dacă vrea să iasă în față acolo pe unde vreau eu. E chef. Mamă, ăla e player. E player, e player, e player. E player, băieți, dar cu arma asta n-am nicio șansă să-l bat. L-a pus la pândă, Jego, să fiți atenți. Deci cu asta n-am nicio șansă să-l bat pe ăla. De aici, de la distanța asta. Ia un schiv acolo peste gard. Poate trec peste gard aici? Că pot pe aici, nu? Că pot dacă e. Dar nu știe să sară, coaie, e handicapat. Ia. Ala halbar. Mamă că a știut. Mamă dacă am sărit aici, e pretty easy. Nu știu ce e ăla, coaie. Player sau schiv. Momentan n-aud nimica. Nici nu-l mai văd. Dar dă-l și morții lui. Dă-l și morții lui, că mai avem 4 minute și trebuie să scăpăm de aici. Și aici e ieșirea, tata. Aici este fucking ieșirea. Ia, găsim și noi ceva aici. Poate mi-au un cap acum. Hai, că am găsit dacă e. Bun, băieți! Bă! Bă, de ce nu ies? A, coaie, eram aici. Doamne ajută, hai că sunt și tomberon dacă e. Bun! Hai că am ieșit, băieți, am scăpat. Am scăpat, gata, s-a terminat. S-a terminat cu treaba asta. Am făcut și o tură frumoasă de schiv, n-am omorât pe nimeni, dar în schimb am făcut rost de niște iteme pe care putem să luăm ceva bănuți destul de interesanți. Așa, bam, bam, bam. Uite, ăsta o să-l punem aici, dar nu mai am loc. Mai am loc aici să mai bag iteme. Să mă bată, tata, e full aici. Unde mai bag itemele? Asta e întrebarea mea. Aventura strigați... Ia, aici ce mai avem? Putem să mai băgăm ceva? Mai putem. Am postat și băgăm asta aici, că o să ne trebuiască. Nu știu unde mai bag eu astea. Toate astea de aici, unde le mai bag? La mine nas. Mamă, și casca asta, vezi că casca asta e chiar șmecheră, o vreau la mine în echipă. Dar mai pot să mai bag pe undeva? Nu mai pot, tata, ești nebun. Nu mai pot, ești nebun să mai bag pe nicăieri. Am full. Full, 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 peste tot. E full peste tot. Ia stai. Astea sunt la fel că nu pot să le bag aici, nu? Nu pot. Eu, eu, eu și iarăși eu, că nu mai pot să mai bag nimica pe aici. De câte glanțe de-astea de pireu am. Astea trebuie să le vând, coaie, componentele astea, dar aș vrea să le vând pe market. Știu că acolo se vând cu mai mult. De-aia le tot țin. Dar pun la market, mi-e trebuie loc în inventar. Sincer să fiu, nu văd cum aș putea să fac rost de loc în inventar. Ăsta... complicată treabă. Complicată treabă. Bun, hai că încerc eu să fac loc pe aici și revenim. Bun, băieți, cam am putut să salvez decât puține chestii. Adică casca asta am salvat-o, că o să avem nevoie de ea. Și am mai salvat astea care îmi trebuie mie pentru trade. Și cam atâta. Restul o să le dăm, o să le vindem. Adică nu le pierdem, doar le vindem. Da, așa că mai vreau să mai salvez și perechea de ochelari. Că aia sincer o să-mi trebuiască. Și pune ăsta aici și ăsta aici. Și salvăm și perechea asta de ochelari. Bun. Și restul îi dăm sell all. 85.000 de ruble. Eu zic că mai mult decât perfect. Nu se putea mai bine. Și am făcut și o tură frumoasă de schiv. Hai că așa, așa trebuie. O să mai dăm o tură de PMC. Că trebuie să mai dăm și o tură de PMC. Dar după ce îmi fac eu ordine în inventar, că vreau să mai vând o grămadă de chestii de pe aici. Sunt o grămadă de chestii care trebuie vândute. Stați așa să vă arăt la care chestii mă refer. Hai cu aia. Și dă-i pe caracter aici. Și dă-i pe... Mamă, ăsta când... Bă, pot să-l folosesc ăsta? Deja? La level 10? Coaie? Nu, mă, nu. Asta e... Bă, nu știu dacă pot să folosesc ăsta acum sau nu. Nu știu dacă pot. A, nu pot, nu pot, nu pot. La level 15, uite că scrie. A, am înțeles, am înțeles, am înțeles. M-am crezut că pot, dar nu puteam. Bun, 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 bun. Ia să vedem noi ce avem noi de vânzare pe aici. Bună ziua, bună ziua. Uite, la domnul mecanic avem o grămadă de chestii de vândut. De exemplu, uite gloanțele astea, încărcătorul ăsta, supresorul ăsta, probabil costă mai mult pe flea. Dar asta e, n-avem ce să facem, îl vindem aici. Încărcătorul ăsta, gloanțele astea. Pistoalele astea o să le păstrez. Uite, SKS-ul ăsta, la revedere, pa. Ce mai avem pe aici? Bam, 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 bam. Gloanțele astea le dau și pe astea, și pe astea, și pe astea. Așa, mamă, hai că facem ceva bani și de aici. Hai că facem ceva bani și de aici, băiți. Open, aici avem ceva de vândut, nu? În principiu, gloanțe, vreau să vând o grămadă de gloanțe pe care nu le folosesc. Și doar le țin aiurea pe aici prin inventar. Uite, de exemplu, astea. Astea, 5-5-6. Astea le păstrez, că cred că sunt gloanțe de acasă, astea, nu? Da, 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 le păstrez pe astea. Mamă, dar vezi că am gloanțe, nu glumă. Mă bată tata câte gloanțe am acolo. Și aia să vedem pe aici ce mai avem. Uite, astea, bam, la revedere, la revedere. Astea sunt gloanțe de AK, le mai păstrăm. Și astea le păstrăm, că și astea o să ne trebuiască la un moment dat. Așa, ia, aici ce mai avem?
Bună ziua, nu înjurați. Și aici, uite și aici gloanțe, alte gloanțe nebunii, dar astea nu o să folosim niciodată. Așa, perfect, perfect. Uite, asta e ale. Bam, bam, bam. Bam, bam. Mamă, vedeți că mai facem bani și de aici. Mai facem și de aici, ești nebun? Hai că am făcut frumoasă tura asta, oricum. Oricum am făcut-o bine, rău de tot tura asta. Ia și ăsta, ia și ăsta. Așa, perfect. Uite supresorul ăsta. Am 8000. Mă așteptam să coste mai mult ăla. Dar se pare că nu. Asta 7.62. Astea nu-s gloanțe de acasă, nu? Nu, astea nu-s gloanțe de acasă. Așa și ăsta și cam atâta, nu? A, uite și încărcătoarele astea două. 101.000. Bun! Easy peasy, lemon squeezy. Bă, n-am... Auzi, mă, că n-am loc în stage pentru bani. Doamne ajută că eu n-am loc pentru bani. Păi și ce facem în, situația asta? Uite, le iau pe ăsta și dau discard, că nu-mi trebuie mie. 101. Au intrat bănuții la mine în cont. Doamne ajută și mergem cu... Ce-am? Stai că am primit ceva. Ce-mi dă băiatul ăsta? Și iară eu, că au mai venit niște bani la mine nas. Bagă și pe ăștia aici, tată. Bă, bagă aici, tomberonule. Așa, tată. Bun! Deci în momentul de față avem 586 de ruble. De mii de ruble, pardon. Și totul este ok. Dar de ce mi-a dat asta, mă? Am făcut task ceva? Nu. De ce mi-a dat asta atâția bani? I don't understand. Uite și de aici mai avem de luat câte ceva. Mamă, ce mai am de luat și de aici? Eu și iară eu, uite, am o dată și un de ăsta. Ei, aș putea să le vând pe astea ca să le recuperez pe astea de la, ăsta. Vezi, asta o să îmi trebuiască 100.000. Asta nu știu dacă pot să-i fac loc undeva aici. Pă, nu prea pot. Deci și încărcătorul ăsta. Mai am și o armă aici, uite, arma asta pune aici. Dați așa, băieți, că trebuie să facem loc. Facem loc. Nu știu unde dracu mut eu casca asta. Dacă de pe aici am făcut și de pe aici loc, nu? Parcă. Nu. Am asta n-am făcut. Aici am făcut, nu? Hai că am făcut loc de ok. Am făcut la loc de care mai înghesuim astea pe aici. Open, uite și aici mai avem loc. Luăm astea și le băgăm pe aici. Bam, bam, bam. Așa. Așa, bam. 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 Și aici putem să băgăm o armă, nu? Perfect. O să le ducem mai jos. Astea mai băgăm pe aici pe sus. Am mai făcut loc de ceva. Da. Tot mai am nevoie. Uite, mai punem pe jos pe aici. Vreau să fac rost de loc ca să pun armura aia. Armura aia, vezi că o să... Vedeți că o să ne trebuiască armura aia. Vom fi noi de bazați acum, dar mai târziu... Cine știe cum vine sărăchia peste noi? Vine sărăchia peste noi, băieți, știi cum? În 3-4 ture poți să nu mai ai nimica. Eu am mai pățit treaba asta, de-aia zic. Poate să vină niște ture de-alea dezastroase peste tine de... Nu știi pe unde să mai scos cămașa. Deci nu mai știi pe unde să mai scos cămașa, băieți. Open. Full. Uite pe aici mai putem să mai băgăm lucruri. Supresorul ăsta merge pe asta. Pe ce merge supresorul ăsta? O merge el pe ceva, dar nu știu pe ce. Cred că merge pe pireu. Ala. Ia asta bag pe aici. Bun. Hai să vedem ce locuri am mai făcut. Perfect. Greu e jocul ăsta. Mai ales când e vorba de spațiu. Cum mai iau eu și arma asta la altă? Aia vreau să știu. Pune la aici și hai să tragem asta un pic mai jos. Vedem, poate totuși reușim să facem loc. Să băgăm și AK-ul ăla. Asta nu pot să o strângă. Uite aici, cred că o băgăm. Gata. Gata, băiți, cred că am făcut loc. Cred că am făcut. Ah, fuck me! N-am făcut. Cum fac, cum voi să fac și eu loc acolo de aia? Aula, ce la stilat elegant. Ia să vedem, ba. Ba da, stai așa. Poate să-l pun... Lasă-l pe ăsta un pic aici. Mută pe ăsta sus. Perfect, Alexandru. Ăsta pune-l aici, ăsta aici și acau aici. Bă, dar zici că mă joc Tretis, să mă bată mama dacă nu mă joc Tretis. Bun, băieți, am făcut și ordine. Ce, nu mai am nimica. Mai am ceva? Nu mai am nimica, gata. Am acceptat tot. Bun, hai, revenim cu tura de PMC. Bun, băieți, hai să dăm și următoarea tură. Dăm cu playerul de data asta. Abia mai dăm și o tură de player. Cu toate că, bă, stați un pic, back. Te rog să nu intri în joc.
N-am verificat ceva, băieți. Tu-s prostul, mate, să-ți astop. Așa că n-am verificat că înainte mai am durat ceva între ultima tură și asta. Mai exact o zi, Doamne ajută. Și nu știu dacă am inventarul gol. Deci știu că am mai dat un meci sau două offline. Am făcut rost și de UMP-ul ăsta sau nu știu ce dracu e. SMG-ul ăsta am făcut rost de el. Și nu știu dacă am golit tot inventarul. Uite, vezi, mai erau niște glanțe de-astea pe aici. Ăsta e bine, ăsta e bine. Uite, am niște de-astea care trebuie băgate la masă în pistă. Vezi, v-am zis eu că ceva nu e în regulă. Așa, ăsta e plin, e plin, e plin. Avem o grenadă care o avem aici să ne băgăm în nas. Avem aici medicale, perfect, perfect. Avem și aici așa, avem vestă, ochelari, pireu la grătar, totul este ok. Fanfară să mă iei. Bun, băieți, hai să-i dăm drumul. Să-i dăm drumul, tată, că totul este în regulă. Și abia aștept să intrăm în meci. Yo-hoi! Na, e să ai primul meci, ar putea să fiu un tomberon. Dar vedeți că e bun să merge ăsta, l-am luat de la un player, level 18 mi se pare că era. Am învățat destul de bine spawnurile pe harta asta, pe custom, pe ground zero. Și mă pricep destul de bine la spawnuri. Cum ar fi să mor acum din prima? Acum când zic că mă pricep destul de bine. Nu știu ce o să fac eu, o să trebuiască să încep să joc și alte hărți pentru că... Mă bine, mai avem până la level 20, dar totuși o să-mi pară rău. După ground zero, mami, nu te duci repede? Bun, băieți, hai că începe. Ioi, Doamne ajută! Doamne ajută și păzește, că mă cai vine. Hai să vedem unde ne dă. La calculatoare, înțeles. La calculatoare, tată, ne-a dat. Cred că am tura trecută, am executat doi aici, la calculatoare. Au venit băieții aici la calculatoare și am executat, cred că tura trecută, nu? I-am leșinat pe aia doi. Cum e arma? Nu, dă-i pe auto. Perfect. Gați? M-au auzit ceva? Sau m-am auzit pe mine? Posibil m-am auzit pe mine. Hai să mergem ușurel, să vedem cam cum se treabă aici. Aici de obicei ar trebui să vină cineva de peste drum, dacă mi-aduc eu aminte bine. Mi se mișcă ghiozdanul și tot am impresia că se aude ceva. Hai să vedem. Loot bun, loot bun, tată. Asta nu-i bun. V-am zis, deocamdată luăm tot, cum v-am spus și tura trecută, luăm tot și selectăm după. Dacă este ceva mai bun, aruncăm ce nu e bun. Dacă nu, ieșim cu ce se poate. Nu m-am uitat la misiuni să văd dacă am vreo misiune de făcut. Ia uite-l. Auziți-l, băieți. Hai că s-a intrat aici. Am tras să mă bată, mama. Stai jos să tu scasa, mătii, cum am tras. Mamă, ce mi-a dat ăsta, băieți. V-am zis că să ne încălzit. Acum mai vine cineva acum să mor. Mi-am luat-o bine rău de tot. Mamă ce mi-am luat-o, băieți. Hai că tu și ești ăsta de n-au nimica. Mai vine unul. Hai să mă, băieți. Doi. Sunt echipă. Fătos. Da, am murit. Da, bă, coaie, cum am tras, dă-o și-n pizda, mă, si de treabă. Doamne, cum am tras la primul, coaie, bă, primul trebuia să-l scot mai repede.
Am tras ca ultimul tomberon. Bă, ce înseamnă, bă, să nu fi încălzit nici mă, că mamă, dar mi-a dat ăla de m-a rupt. Mi-a dat de m-a rupt, tati. Asta e. Ba, dar oricum, oricum ăștia mă băteau 100.000. Mă băteau 100.000 băieții, că vezi că erau dotați. Primul nu era ăsta care a intrat peste mine cu shotgun-ul, dar al doilea care era pe scară, vezi că era destul de bine. Asta e. Ce să fac? Bă, dar de ce coaie mi-am luat atât de meci de la primul? Ăla trebuia să-l scot mai repede. Deci trebuia mai repede scos. Bă, uite, vedeți, am chestiile astea care nu-s bune deloc. Deci chestiile astea care mi se întâmplă, mamă, să vezi că nu mai am nimic pe aici. Ba, mai am. Mamă, ce mă enervează. Bă, băieți, dacă tot am murit, ia stai așa. Eu am o misiune care trebuie să mergem să o facem pe Woods. Ia să-mi iau eu un fucking pistol, că mi se pare că mai am pistoale pe aici. Uite Glock-ul ăsta, bam. Așa, ia să-mi iau și asta și îi dau insure. Perfect. Și să mergem să încerc să fac misiunea aia. Încărcătoare pentru ăsta nu am, parcă aveam. Ăsta e pentru Glock? Da, pentru ăsta e Glock-ul. Așa, uite, bă, niște ce sunt pe aici. Bă, uitați la loc. Mai trebuie unul, uite aici, încă un încărcător. Și mergem un pic pe Woods. Ca să încercăm să facem misiunea aia. Eu zic că ar fi bine, nu? Nu, bă, sincer, o iau pe asta cu mine? O să mă duc rush. De fapt, două dracu, dacă o pierd. Nu iau, mă, nu iau, mă duc fără asta. Mă duc doar să fac misiunea și atâta. Că știu unde să fac. Dacă dă Dumnezeu să și lutăm ceva, dar nu avem în ce. Ia stai, am în ce? Stai. Caracter. Am vreun ghiozdan de ăsta, tomberon? N-am, mai am. Cred că trebuie 4 ghiozdane de toate. Ce am apăsat, mă? Ăsta, dar am ceva în el? Mi-e full auto. Nici rig nu am? Mamă, nici rig nu mai am, băieți. Vedeți că se complică treaba. Vedeți că se complică treaba. Nu mai am nimica. Asta e. Astea de aici nu pot să le iau. Pot să le iau pe ăsta de aici și să-l bag la mine? Nu pot să-l pun pe mine, nu? Stai, val, nu merge. Că luam astea, dar nu merge. N-am nimica. Hai să mergem direct așa. Hai să mergem direct așa, să încercăm să facem misiunea aia. Pe Woods, da? Woods. Ziua, dă-i ready, bam. Mergem, încercăm să facem misiunea aia la ăla, la... nu știu cum îl cheamă pe ăla. Să eliberăm celălalt trader. Mai e un trader care trebuie eliberat. Bă, dar ce-au venit băieții, bă, la calculatoare acolo să mă bată tata. M-au prins cu puțină viață, m-am și panicat. M-am panicat la primul când am văzut că nu mai moare. Aia a fost marea mea problemă, că m-am panicat la primul. Trebuie să învăț să trag mai repede la cap, că ăla i-am descărcat un încărcător în vestă. Aia a fost marea mea problemă. Acum eu sper să nu fi fost 3, că prea repede au venit băieții aia 2, sincer să fiu. Bine, au și auzit că s-a tras în direcția aia acolo, m-au auzit și pe mine că toșeam. Și cred că de-aia au pușat ei așa de repede. Iau și 2, dar totuși au pușat prea tare. Gata. Ai, dă-mi un spawn bun ca să ajung repede, te rog, acolo. Hai că băieții care nu au făcut misiunea asta învață împreună cu mine să facă. Unde m-a dat? Bă, tata, dacă am un punct de reper. Ați așa, că nu știu unde m-a dat. Nu pe aici. Mamă, n-am fost niciodată aici. Trebuie să mergem încoace, încolo, în direcția aia trebuie să mergem. Acum sper să nu dăm de player. Hai, dacă dăm de player, măcar nu pierdem nimic, că avem de pistolul ăsta atâta. De asta, misiunea asta vreau să o fac, să scap de ea, pentru că vreau să trec la următorul de ăla. Hai, coai, că sunt în cel mai câmp deschis aici. Uite, pe aici trebuie să luăm. Șină de tren. Nu mi-aduc aminte. Dă șinuța asta de tren. În partea asta trebuie să luăm. Întotdeauna pe harta asta... Ia uzi-l pe băiat. Pe harta asta trebuie să te ghidezi după... uite pe aia, trage mine. Omoră. Toți morții, mă, să te astup. Încercarea cu numărul 2. Gata, băiți, runda a doua. Runda a doua spre misiunea Aventura Strigați Pulana. Începe. Bun, Aventura Strigați Pulana. Hai dacă începe. Runda a doua, băieți. Doamne, te rog, dă-mi un spawn mai bun. Acolo nu știam. Eram cât de cât aproape acolo. Mamă, unde m-a dat? Mă bată tata. Deci să căutăm stânca aia mare. Acela e singurul nostru reper în viață. Cred că e după dealul ăsta aici. Problema e că aici, mamă, ce a fost frame drop-ul ăla? Problema e că aici sunt foarte mulți playeri, sunt mai mulți playeri decât pe... Hai, coaie! Bă, ce mă enervează, coaie, când sunt... mă încetinește când intru în boscheț. De ce mă încetinește, coaie? Că eu în viața reală, dacă intru într-un boschete și mă aleargă cineva... Wow! Mamă, ce a fost asta, coaie, înapoi?
Unde m-am dus, băieți? La mine în nas. Bă, dar ce se întâmplă, mă? Mamă, nu m-am dus bine, stați așa. Something... Bă, dar nu... De ce nu sunt semne, coaie? Dacă nu m-am dus bine. Sau n-am văzut eu? Nu e coaie niciun semn, ce mi-a explodat creierii? Ai luat joc? Nu e vreun semn pe aici? De la de... Atenție, cad bombe. Opa, este. Păi încoace este. Uite, încolo am voie să mă duc, coaie. Ce are jocul ăsta? Poate mai explodează vreo... Uite, încolo trebuie să mă duc. Uite piatra. Dar aici trebuie să ajungi repede, coaie. Dacă nu mi-a explodat mina aia... Eu nu am înțeles de ce mi-a explodat mina aia sub picioare. O, bă, tata, dacă am înțeles. Mamă, dar ce mi-a spart timpanele. M-am și speriat. Păi că am făcut un pic moale. Uite piatra. Oh, mamă. Piatra la Mariane acolo, uite acolo. Aud pe cineva. Mamă, eu să bat băieții. Iar am intrat în boscheți. De pușcă. Eu cu pistolul ăsta... Maxim pot să arunc cu pistolul spre ei, că... Damage... Nu știu dacă pot să le fac eu prea multe cu pistolul acesta. Asta l-am luat așa, ca să am cu ce să intru în... În match. Cred că pot să intru și fără armă, nu? Cred. Nu știu, n-am încercat niciodată. Mă, băte, tate, mei. Dar mi-a dat la joale, a? Nu stau să mai verific, că vreau mai repede să ajung acolo, dar nu-i se reface l-o asta, mina. Bă, ce are, mă? Mi-a dat, dar nu aș vrea să consum medicalele. Acum, când... Pentru mine pur și simplu n-are niciun rost dacă mor. Și nicio... Nu, niciun rost, n-are nicio importanță. Bă, eu nu știu cum poate lumea să vadă ceva pe harta asta. Uitați-vă și voi. Ce vezi, coaie, pe harta asta? Că aici poate să fie un player oriunde. Ori fucking unde poate să fie player aici. Să iasă să te execute. Eu nu știu ce vede lumea pe harta asta. Pur și simplu nu știu. Aici sunt sniper peste tot. Sunt pireuri. Bă, asta era, mă, stânca aia. Mamă, tare mie că nu e asta. Ești tare mie că nu e asta, nu? Bă, da, aștept, dacă știu. Asta pare, mă, să fie. Asta e, mă. Nu! Hai că da. Hai că da, băieți. Dacă aveam armă, îl băteam pe ăsta, da. Încercarea cu numărul 3. Încercarea cu numărul 3 de fanfară să mă iei. Hai da, dacă nici de data asta nu-mi dă un spawn. Bă, vezi că spawnul trecut n-a fost chiar atât de rău. A fost chiar bun spawnul ăla, numai că mi-am luat eu. M-am trigăruit repede că... Yo, acum m-a dat cel mai bine. Bă, mouse. Mamă, m-a dat fix lângă avion, ești nebun? Cred că de aici a venit băiatul atunci. Mamă, te rog, dar te rog, nu mă, să nu mă omoare nimeni acum. Deci acum băieți sunt cel mai aproape de misiune. Hai da. Hai da, trei ori. Of, mai. Misiunea cu trei flori. Deci băieți, aici când ați ajuns la avionul ăsta, dați așa că eu vă povestesc vouă, trebuie să faceți undeva aici, stânga. Uite aici. Aici la Pireu Marianus, sper să nu mai vine cineva să facă și el misiunea asta. Și aici aveți o bucată de hârtie. O vedeți? O luați. Aventura strigați și vă rugați la Dumnezeu să nu vă omoare cineva. Hai, coaie! Mamă, să nu și-a mai revenit, coaie, uitați-vă și vă. Că n-ai ghiozdan, nu obosește atât de repede. Asta am alergat 3 pași și obosit larcă. Sau, nu mi-am făcut eu viața, mă? Dar trec, nu. Deci încoace trebuie să o luăm. Că sper! Stai. Că nu știu dacă încoace. On the road trebuie să fie. Aoleu, nu e în partea asta. Mamă, ei, stați așa că nu știu unde e ieșirea. Stați un pic, două secunde. Mami, unde e ieșirea? Stați așa să vedem unde e ieșirea. Sunt aici? În partea asta trebuie să fugim. Fugi, coaie, ești retardat! În partea asta, băi, este să o luăm. Mamă, în tot câmpul deschis sunt aici, să mă bată tata. Deci în partea asta trebuie să o luăm. Auzi, în fața mea se trage. Bă, de ce obosești ăsta așa de repede? Că nu-i normal, doamna mea, wow. Mamă, ce să bată aia în spatele meu. Uite așa, băieți, să-mi pun harta pe al doilea monitor. Eu sunt undeva aici. Trebuie să luăm pe lângă combinatul ăsta. Haide! Ioi! Ce-a fost bubuiala aia? Mami, încă cu grenade după mine, ce pana mea. Hai, coai, că sunt în câmp deschis. Bă, bată, tata. Aici trebuie să luăm pe aici. Hai, da, de trei ori. Asta obosește de sparge.
Au, bom, ce m-am speriat. Și la un moment dat trebuie să dăm de un drum. Hai de hutus drumul, mătii, să ți-a stop. Trebuie să dăm de un drum la un moment dat. Asta e linia de tren, am înțeles. Mamă. Nu vreți să știți cum arată harta după care mă orientez eu. O să vă pun și vă o imagine să vedeți. Dacă iau pe linia de tren, de trec cu aia, că nu e nicio linie de tren. Cu toți harta, mătii, să ți-a stop cu liniile mătii de tren. Nu e nicio linie de tren, băieți. Pe harta asta. O iau și eu pe aici, ușurel. O iau și eu pe aici, ușurel. Aia, dacă murim, murim. Mamă, dacă intru aici, sigur mor. Aici... Pe drumul... Nu, încolo n-am voie să iau. Am venit, n-am voie, în partea asta trebuie să luăm. În partea asta trebuie să luăm, de aici. Gata, știu unde sunt. Hai că știu unde sunt, dacă e. Hai că știu unde sunt, băieți. Abar n-am. Încolo, mă, oare trebuie să iau? Încoace? Nu are nicio logică, încoace. Hai, ta. Dar știți ce, nu văd eu linia de tren. Deci linia de tren nu am pe harta asta. Unde sunt eu? Păi... Păi, pe aici nu pot să iau. Poate mor cu asta în mână. Dar pe aici pot. Te rog să nu fie nimeni pe aici, te rog. Obosit. Te rog, nu, mami. Tati, să nu fie nimeni pe aici. Unde-i dracu-i gardul ăsta? Coaie! Sunt un gard la mine nas. Lui. Nu, 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 nu! Unde trag? Unde? Unde ești pișatea și în cur? Nu știu unde e asta, de la morții lui. Era o chestie să-l fie eliminat pe ăla, că era... Era schev. Dar nu știu de unde trăgea. Și nu stau să-l caut. Eu nu știu unde mă duc, băieți. Nu îmi dau seama de nimic pe harta asta. Ia că pe aici pot să intru. Ia că pe... Mama. Dacă nu exp... Uite, drum. Bun. Hai să vedem unde ne duce drumul ăsta. Poziții pe am. Ia să vedem că aici e ieșire. Te rog, spune că poți să ieși aici. Te rog. Hai că pot. Hai că pot dacă e. Ceva important. O armă. Buu! I will take it. Și asta. Ar fi să ieși cu arma asta de aici. Hai să urmărim drumul ăsta să vedem unde duce. Da, știu unde sunt. Știu, gata, știu unde sunt. Dacă urmărim drumul ăsta, ajungem la altă ieșire. Mamă, dar e periculos, tată. E pericolos pe aici. Aici poate să fie player în satul ăsta. Haide. Mamă. Tot în față. Nu e dracu-i drumul acum. Uite pe acolo. Aici. Aici la un moment dat trebuie să ajungem la un pod. Noi la podul ăla trebuie să ajungem, băieți. Podul mătii să-ți ascult. Nu e asta? Sau? Nu e asta, că aici e drumul închis. Aoleu, mamă ce mă... Ăsta are mult glanțe? Hai că avem dacă e. Țineți-mi pumnii, băieți, să nu fie cineva să mă campeze pe podul ăsta aici. Țineți-mi pumnii, băieți, că dacă e cineva aici care campează... Că de obicei pe harta asta, asta fac jegoșii. Campează. Oh, ia uzi. Mamă, ce mi-e frică aici, băieți. Nu! Asta e cu mașina? Schev. Cum l-am auzit în partea asta? N-am bani cu aia să ies. Futus. Hai așa să ne uităm unde e a doua ieșire. Factory Gate.
morții mătii de schev. Cu toți morții mătii de schev. Să-ți astup. Da bleeding. Îmi dau asta. Hai coi, că tot am bleeding. O toți gura mătii, să fiți atenți băieți că mor din cauza la retardul ăsta. Păi măcar că ai ceva bandaj pe tine. Ai o armă pe care ți-o iau. Ai un de-asta care ți-l iau. Ochelarii care ți-l iau. Are și ghiozdan retardul. Și cam atâta, a? Și în ghiozdan? Ai și tu bani? Tu gura mătii dacă aveai și tu bani. Deci aici nu putem să ieșim, am înțeles. Stai așa, pune-te înapoi. Pune-te înapoi ca să vedem unde e ieșirea asta. Aoleu. Factory Gate, am găsit-o. Mamă, e tocmai în capătul altul de hartă, stai nebun la cap. Ioi, Doamne ajută. Haide, Alexandru. Ce, mi-a rupt piciorul ăsta? Nu mai pot să alerg? Nu, no, nu cred. Păi ăsta mi-a rupt piciorul și nu mai pot să alerg. Da, băi, ești nebun. Omod asta așa. Și nu mai simte el durerea. Mi-a rupt ăsta piciorul. Bun, să-mi dă damage la restul, ia. Nu. Da, ești dracu, nu mai urla. Trebuie să o luăm pe lângă apa așa frumos, stilat, elegant. Doamne. Tocmai în capătul ăla de hartă să mă bată tata. Obosit, stai câte gloanțe are. E full, bun. Dar el avea gloanțe? Stai că aici n-am căutat. Te rog. El apucase să încarce cu aia, ia vedeți. Aoleu, mami, ce-s cu exploziile astea, că mi-e frică la mine nas. Vom pe lângă apă pe aici, frumos. Mai trebuie să urcăm încoace, la porta asta nu se poate ieși. De hame. Ai, cât de aproape am fost eu de ieșire și pe unde m-am dus. Pe unde te-ai dus, Xali, da-ți ajmentă să te astup. Ce mai are ăsta cu aia, că-i cade viața în continuare, dă-ți-o de asta. Auzi. Auziți, băieți, popcorn-ul. În față sunt băieții cu popcorn-ul. Să avem grijă. Mă opresc pe aici, mă, poate găsesc ceva. Mamă, mamă, ia auzi pe băieți, sunt aici în satul ăsta. Aoleu, dacă mă întâlnesc cu cineva aici, am murit. Trebuie să țin boscheții ăștia pe aici și să nu mă bag cu nimeni. Țineți-mi pumnii, băieți, vă rog. Rugați-vă la Dumnezeu pentru mine. Rugați-vă la Dumnezeu. Doamne, Doamne, cere state. Noi pe tine te rugăm. Cântăm melodia de pocăiți. Iisus e rege, tem de laudă. Alfa Omega, nimic nu mai e ca el. Iisus, trebuie să mergem, că vreau să scăpăm și să facem quest-ul. Doamne ajutăm, ne ajutăm. Și acum trebuie să ținem gardul ăsta. Și ar trebui să ajungem la o ieșire dacă ținem gardul ăsta. I think I hope. Mamă, a luat pe ăsta, mai bag-o de asta. Asta e ultima. Asta e ultima, băieți. Au, pireu. Marian, Arosa, Vită, Nicolae Guță, Narcisa. Au, au, nu mai trage tati că sunt și eu vai morții mei. Nu mai trage tati. Mă rog, că eu sunt un schev. Eu sunt un schev cu aia, nu mai trage. Sunt un schev. O să mă bată tata dacă reușesc să ajung acolo. Sunt prea șmecher, dacă reușesc să ajung la ieșirea aia, vă spun din tot sufletul că sunt un șmecheraș de oraș. Fiți atenți că eu eram fix lângă ieșire. Taci! Nu! Nu mai trage! Morții mătii să-ți astup de schef ratat. Scoaie, că mi-a dat ăsta, fiți atenți că mor. Tras Marian în mine, mă bate tata dacă nu. Ce trebuie să-mi dau? Dă-ți ceva, nu pot să-mi dau nimica. Ia că l-a apucat, tot se-a apucat. Aici am murit, băieți. Puțin mai avem până la ieșire.
Dar nu știu dacă mai ajungem. Deci n-aveți idee cât de puțin mai avem până la ieșire. Putu-s morții, bati, da joc. Mamă, mami. Tot în față trebuie să ne avem. Oh, mai, aici mor, ia. Hai, hai să încerc, încerc. Dar sigur nu mai ies. No. În caput, băieți. Aha. Caput. Putu-s chevul mătii să-ți astup ce-a venit el să-mi dea mie lala. Of, Doamne ajută. N-am nicio treabă, n-am. Nicio șansă n-am, băieți. Iisus e rege, demn de laudă. Alfa Omega, nimic nu mai e ca ai, că da. Ajută-mă, Doamne, să scap și eu cu viață din acest raid. Ajută-mă, Dumnezeu. În fața mea la ieșirea! Futu-ți șocul, mătii! Încercarea cu numarul 4. Bun, băieți, hai că... Mă, bată, tata. Bă, numai eu pot să am atâta ghinion în jocul ăsta. Ușor, ușor încep să-mi văd harta asta pe de rost. Bă, bată, tata, unde m-a dat? Lângă gard. Deci încoace trebuie să mergem. Ca să dăm de piatra pietrelor. Unde am ieșirea? Stai să vedem ieșirea prima oară. Nu, acolo nu. Factory Gate, gata, știu. Știu unde este și unde este. Mergem la repede avionul și ne trem de aici. Bă, dar numai eu, bă, pot să am atâta ghinion. Știți că ieșirea era la 2 metri de mine acolo. Dacă mai supraviețuia ăsta un pic, mi-am luat un shotgun acum și mi-am luat și armură. Bine, dacă dau de unul cu armă, oricum am murit. Că dacă e la distanță, băiatul, n-am ce să-i fac. Mi-e greu, bă, eu nu știu cum joacă lumea harta asta, mă. Bată tata dacă înțeleg cum joacă lumea harta asta. Cum se poate orienta pe harta, dita mai harta care sunt doar copaci. Aia și orientează. Și ai o piatră după care poți să te orientezi. Adică după asta am învățat eu să mă orientez. Nu știu restul lumii. Uite pe aici. Hai, Alexandru, da, ce-ași mentă să te astup. S-a obosit ăsta. E că ajung eu să iau mesajul la Dâmpulana. Bă, dar repede obosești ăsta. Abia aștept să fac și eu level mai mare. Nu mă obosească ăsta cu aia atâta. Dar dă-l și morții lui cu oboseala lui cu tot. Păi, când te duci la război, ai voie să fii obosit. Că dacă ești obosit, te execută băieții. Uite ce mare glonț în căpău. Aici e avionul, m-am dus prea în pulă. Nu, uite aici, hai da, hai să ieșim. Căutăm ieșirea. Vrem și un stes acolo. Aole, ce pută-s prostă, mă, măti. Eu nici n-am loc cu aia. Eu zol. Așa, așa, să stau prost cu asta. Așa. Pentru factory trebuie să dăm, să dăm de șină. Unde e șina? Șina, șina. Oh, mamă, ce m-a speriat. E, m-a speriat. La mine nas, uite și noi în fața acolo. Mă speria la mine nas. Mamă, cât a câmpul deschis e aici. Să mă bată tata. Aici e și mă. Hai că e aici dacă e. Nu văd șina de tren. E aici, mă? Paul, aici e, aici e. Nu vreau să intru aici, nu, nu. Mai la distanță un pic, te rog. Aici e șina, dar de obicei pe aici stau playeri. Sus e rece. Tem de laudă. Deci ieșirea e dincolo de la, în partea aia, în direcția aia undeva. Pe care mai am? Outrisk, nu, Factor Gate. Uite, uite. E de ăsta cum zice, Skev. Skev, Skev, Skev. Deci băiatul, uite-l. Fă cu mâna, băiatul. Ia dă-mi coace pe asta. Nu știu de ce, dar cred că au și un player. Ha, mă, unde e? Outrisk, ăla n-am luat-o bine. Să mergem în coace. Băieți, dacă ies cu viață de aici, să are clanțe? Out half. Ia, încarcă, încarcă. Asta e glonț cu glonț, trebuie să ținem minte. Treaba asta că e glonț cu glonț arma asta. E nasoală treaba, unde trebuie să mergem acum să ieșim. E nasoală rău de tot. E nasoală rău de tot. Uite drumul ăsta ne interesează pe noi. Ăsta sau celălalt cu aia? Nu, ăsta-i, mă, ăsta-i. Uite acolo stau băieții la pândă. Uite acolo stau băieții la pândă. Ia să luăm noi mai paciurile.
Îmi iau un sniper în cap acum. Dar nu-mi iau eu un sniper în cap acum, o să vedeți voi. Să nu-mi spuneți mie, Xali, ce când deschise aici să mă bată tata. Să dăm de un drum, băieți. Ce v-am zis? Ce v-am zis? Fă-toți morții tăi! Auză-l. Unde trage? Nici nu-l văd. Uite-l, mă. E sus aici. El stă la pândă cu aia, uitați-vă și voi. Ăsta de ce nu mai aleargă? Am fost ca să o iau la fugă. Deci uitați-vă unde stă rahatul. Păi că nu mi-a dat oră. Noroc că am avut armura asta pe noi. Noroc că am avut armura, băieți. Uite-o. Tu scârnatul mătii să-ți astup. Fug, 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 fug. Fug, că nu mă interesează să mă bag cu el. Chiar nu mă interesează. Bă, nu mă interesează doar să ies de aici. Nu mă interesează să mă bag cu el, tată. Chiar n-am nimic de câștigat dacă mă bat. Am doar de pierdut. Te rog, spune că aici e ieșirea. Da, aici e. Aici e, aici e. Băi, e morți tăi. Bă, nu e aici ieșirea, mă? Mami? Bă, coaie. Hai să-și revin ăsta, că nu știu ce tot. Să mă duc încoace? Cum are? Ce-am apus acoaie? Stați așa. Încărcat ăsta, mă? Sau ce morți le-a făcut? N-am încărcat. Bagă-i pe ăsta. Ia uite că aici fac eu. Aoleu, ce... Nu știu dacă trebuie să mă duc în față sau nu. Mă, aici trebuie să fie, mă. Bă, de ce nu e aici, mă? Bă, nu, mă, n-are cum. Nu e, nu e aici, nu e aici. Uite așa. Nu e aici, nu e aici, nu e aici. Mai în față, mai în față. Aici a fost lotat. Ok, bun, hai să, hai să mergem mai în față. Te rog, te rog. Aoleu, de ce să bifurcă drumul aici? Mami? Bă, de ce? Unde-i coaie ieșirea aia? Futu-ți ieșirea mătii să-ți astup. Grea hartă, bă, băieți. Grea hartă, bă, băieți. În față, dacă mă duc, uite, mi-arată ăsta cu sniperul. Deci dacă mă duc în față, o să tragă Dumnezeu după mine. Nu-i bine. Coace? Nu. Nu înțeleg. Nu înțeleg, sunteți nebuni, nu știu unde e ieșirea. Aici? Toate că nu cred că ar fi aici. Băieți, mă bată tata dacă știu de unde, cum ieși, pe unde e ieșirea aici. Ba pula coaie! Stop it! Get some help! Încercarea cu numarul 5. Aoleo, oare reușesc vreodată să fac misiunea asta? De data asta m-am echipat cu fix pula, na, nimic nu mi-a luat la mine, sunteți nebuni. M-am dus așa, dacă vine cineva spre mine, îi bag un deget în cur. Dar dai și morților coaie, că deja mă enervează. Vreau să-mi pierd iteme peste iteme. Unde m-a dat coaie? Uitați-vă și voi. M-a dat la piatra asta mare? Unde m-a dat coaie? Acum nu știu unde m-a dat. Ha, bată mama că acum nu știu unde m-a dat. Aha, aha, încolo trebuie să mergem. Înțeles, am înțeles. Dacă dau de cineva pe aici, ai rip. Ăsta obosește și fără nimic în mână, uitați-vă la voi. La el, la voi, uitați-vă la voi. Uitați-vă la el cum el obosește fără nimic în mână. El n-are ghiozdan, n-are armă de cărat, n-are pe măsta, n-are pe taxul, el obosește coaie. Ia, să vedem măcar ce ieșire avem. Să mă duc. Auzi. Auzi. Nu știu unde e zâbă. Ăsta 4. La mine nas. Ieșirea aia chiar nu știu unde e. Trebuia să intru pe single player să o caut. Ieșirea aia, că aia cred că e mai riscant un pic. Hai că oarecum am ajuns unde trebuia. Bine, acum stați un pic să și trec pe zona asta. Că iau bă băiatul ăla cum trage. El trage la măsa în pistă. Aici prin pădure. Este rău și prin pădure. Mergem la bunica să ne o tragă. Ăsta să ne vadă. Mi-a ajută, ce-a fost asta? Nu știu, pe aici sigur dau de unul. Băieți, ce tură e cu numărul? 4? Ia uzi-l pe ăla.
Ia auziți-l, băieți. Dă-mi o armă din cutia asta. Dă-mi o armă, trăiesc-mă, da. Hai că mi-a dat. Mi-a dat niște gloanțe, le bag în gură și scui pe ei. Te scui pe ei, dă-i și morților. Executat. Bună ziua, bună ziua. Bună, bună, bună ziua. Mamă, pe aici ai loot, coaie, de-aia vine lumea aici. Da, uite, aici ai loot. Poate să coborăm, cumva. Poate să ne rupem picioarele. Merge să cobor pe aici, fără să mă rup ceva în mine. Nu prea pare, sigur. Nu, 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 nu. Dacă nu mă omori, dacă nu mă omoară player, eu mă omor singur, coaie. Oh, aici nu-i safe nici o viață. Merge să mă urc sus înapoi, merge. Mă urc sus, da. Ah, mami, păi nu mai găsesc eu acolo nicio boiță, nimica. E cineva aici. Am auzit, băiți. O să mor. Sută mie e cineva aici. Te auzi. Unde se bat ăștia? La mine nas. Oare se bat acolo la un... la avion? Nu, a? Băi, dar nu vă bateți, bă, la avion. Trăi varbo, coaie. Lați-mă, coaie, și pe mine să ies de aici. Vă rog din suflet. Unde e avionul, dame? Hai că a obosit tomberonul. Să aici la avion trebuie să ne mișcăm repede. Luăm hârtia dacă e. Hai, dar repede. Repede, 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 repede. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fals. Dansând cu ea, numai cu ea. Uite aici fucking hârtia. Oh, nu, 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 nu. No, man, man, I don't have guns. Man, I'm here just for the quest. Please, leave me live, please. Look. Look, man, I don't have game. It's okay. Thank you, man, thank you. To pick up the quest. Thank you, man, thank you. A, bă, că m-a lăsat băieții, bă. Bă, coaie, m-au lăsat băieții, bă. Erau doi, erau echipă. Nu mă bată! Ioi! Am aplicat tactica... în sărăcie. Sunt sărăcie, lăsați-mă să trăiesc. M-a picat tactica, sunt sărăcie, lăsați-mă să trăiesc, coaie. Mamă, dar aici, aici trec eu? Ia uzi, băieții se bat aici. Aba, da, da, da. Acolo am trecut, dar aici mai trec? Uite-l pe ăla. Ioi, Doamne ajută. Ioi, care trage după mine? Man, I don't have gun. I don't have guns. Please, leave me live. Fac că m-a lăsat și ăsta, coaie! Coaie! Merge tactica! Merge tactica, sunt sărac, lăsați-mă să ies de aici! Ce-mi place jocul ăsta! A aplicat tactica de românaș. Hai, dacă e, dacă nu ies acum, că am scăpat de doi oameni, sunt cel mai prost. Deci dacă acum nu ies, merit să mor. O să trec pe lângă pietrele astea? Nu, trebuie să o iau pe aici. Bă, de un schev să nu dau, că schevul nu mai mă iartă. Că ăla nu știe să vorbească, ăla nu știe că eu sunt sărac. A zice... Ioi, suca! Suca bliet, n-a viaineța! Te rog, spune că am ieșire acolo unde mă duc eu. Da, avem. Deci schevul, băieți, nu ne iartă, ca să știți. Schevul ne execută, tată. Dacă am dat de schev, rip. Nu! Deschev, l-am auzit. Coaie? Coaie, te rog să nu fii pe aici. Coaie, lăsați-mă, coaie, să trăiesc și eu la mine în nas. Ieșirea undeva sus acolo. Ha, mă. O să vedem pe unde e drogatul ăla. Spune că nu m-a văzut. O să deschid acolo. O să luăm pe aici. Dă-te mai așa. Deci acolo trebuie să ținem cont că e o casă de schiv și aia ne execută. Uite acolo, aici am murit noi, la trecută. Deci noi trebuie să ajungem la o mașină. Uite aici! Nu că pe așa! Vă portă! Mamă, mi-am ieșit! Aia zic, mă, băiețu, a! Aventura, strigați pula Ana. Ioi, da, da. Gata, băieții, am făcut quest-ul.
Am făcut quest-ul să mă bată tata. Oh, I did it again. Și Mila a deblocat pe tomberul ăsta. Și să stai ce vrea. Hello, motherfucker. Handover, hand over, așa. Pa. Mami, ce-mi place jocul ăsta. Ia, să vedem ce trader, ce trade facem cu tomberul ăsta. Ia, ăsta ce vinde? Mamă, gloanțe, chestii, trestii. Ia, vezi că vinde câteva chestii importante. Și exchange-uri, ce putem să facem? Putem să luăm... ia uite, tot, putem să luăm ghiozdantul ăsta, tomberon. Bă, uite, de ăsta ne trebuie și nebun. Mamă, dacă te cere, mă bată, tata. Și asta de skill pentru un sneakers ăsta. Bă, băieți! Bă, cum a scăpat de data asta! Deci ați văzut, da? Am aplicat... Uite, bă, și-am luat și 30.000 de ruble. Bă, mi-i vezi că e bine! Am aplicat tactica homeless pe Tarkov și a funcționat chiar foarte bine. Da, cam asta a fost episodul, fraților. Nu uitați, dacă vă place seria asta de Escape from Tarkov, dați voi acolo un like, un share, un subscribe și un comentariu ca să mă motiveze să mai fac, tata. Să mai fac, tata, că îmi place jocul ăsta. Mame! Iisus e rege, demn de laudă.